Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Pe unde ați fost de sărbători? La munte, la mare, la serviciu sau acasă? Sperăm că sărbătorile v-au găsit cu bine. E prima ediție fără prejudecății din anul 2019. Începe chiar acum la TVR. Sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Pentru prima ediție din acest an, doamnelor, domnilor, v-am pregătit două filme importante. Este vorba despre filmul Călătorie echipei noastre în Statele Unite ale Americii pe data de 2 și 3 decembrie 2016, atunci când echipa emisiunii Fără Prejudecăți a primit premiul ONU pentru autoreprezentare și pentru inițiative destinate persoanelor cu nevoi speciale în România. În cea de-a doua parte, vă invităm să urmăriți un film extraordinar realizat de către prietenii noștri de la Asociația Paradigma Film. Este vorba despre Denisa Morariu și despre Cristian Tamaș, aceia care reflectă viața persoanelor cu dizabilități ce trăiesc în instituții ale statului. De altfel, după cum știți, la finalul anului trecut, președintele României, Klaus Iohannis, a trimis o excepție de neconstituțională pentru o lege care interzicea mecanismul de monitorizare independent în aceste centre, mecanism care își dorea să facă prevenția abuzurilor care s-ar putea întâmpla acolo. Am pornit de la Cluj-Napoca, din inima Transilvaniei, ca să ajungem în Statele Unite, la New York, de la TVR Cluj la sediu ONU, dus întors aproape 15.000 de kilometri străbătuți fără prejudecăți în 36 de ore. Ne-am simțit mândri să reprezentăm România la ONU, dar în același timp am înțeles că avem o mare responsabilitate, că suntem vocea persoanelor cu dizabilități din România, care, din păcate, în multe cazuri încă trăiesc în sărăcie, izolare și discriminare. Fără Prejudecăți este premiată de Organizația Națiunilor Unite. O mână de oameni din inima Transilvaniei pun în lumină o altă față a dizabilității. În Cluj, Raluca, Mihai și Bogdan dovedesc că, dincolo de orice dizabilitate, există speranță, încredere, putere interioară. Cu 2 ani în urmă ne-am aventurat în această misiune aparent imposibilă, de a porni o emisiune TV făcută de către și pentru persoane cu nevoi speciale. Fără Prejudecăți a ajuns astfel singura emisiune TV din Europa pentru care lucrează 3 reporteri cu sindromul Down. Au intervievat personalități cu dizabilități, au semnalat guvernului probleme legislative, lucru care a dus la schimbări în legislația din domeniul dizabilității, au transformat Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități într-un show TV de conștientizare la nivel național și au primit din partea Down Syndrome International un premiu pentru acțiuni de autoreprezentare. Nimic despre noi fără noi. Aceasta este viziunea pe care o implementăm. Pentru că, din păcate, la nivel mondial, majoritatea deciziilor și acțiunilor cu privire la persoanele cu dizabilități au loc fără implicarea lor și, de cele mai multe ori, în detrimentul acestora. Aceasta este provocarea pe care ne-am asumat-o, să schimbăm discriminarea în acceptare, frica în motivare, îndoiala în stimă de sine. În fiecare săptămână, Raluca, Mihai și Bogdan abordează subiecte din domeniul social și al dizabilității. Aceasta este meseria lor și o fac cu mândrie, profesionalism și multă pasiune. Au refuzat să se mulțumească cu mai puțin și și-au luat angajamentul de a produce schimbări pas cu pas, prin creșterea vizibilității, prin încurajarea relațiilor și stimularea autoreprezentării. Povestea
Povestea noastră este unică în media din România. Nu ne interesează competiția, noi mergem pe parteneriate, nu mizăm pe rating, ci pe impact. Impact asupra decidenților politici, asupra mentalităților, asupra comunității. Pentru că până la urmă, drepturile persoanelor cu dizabilități sunt drepturile omului și cu toții ne dorim să avem o viață plină de sens, trăită în acceptare și demnitate. Salut, oameni! Și 9 noiembrie 2016, ora locală 21. Delegația TVR Cluj ajunge la New York. Am fost cazați în misiunea permanentă a României, pe lângă Organizația Națiunilor Unite, prin amabilitatea excelenței sale, ambasadorul Ion Jinga. La început, Manhattanul nu a fost foarte prietenos cu noi și ne-a întâmpinat cu un incendiu de proporții chiar în clădirea alăturată. 6 autospeciale au intervenit pentru stingerea focului. Nu au existat victime și nu a fost nevoie să fim evacuați. Am aflat cu această ocazie că orașul are un protocol de intervenție în astfel de cazuri dezvoltat special pentru persoane cu dizabilități. Planul are secțiuni specifice pentru oameni cu mobilitate redusă, cu deficiențe cognitive sau de vorbire, pentru nevăzători și surzi. Noiembrie, bună dimineața, New York. Am decis să cucerim orașul la pas, dar ploaia ne-a schimbat planurile. Mihai, din Statele Unite de la New York, te rog să transmiți un salut pentru cei de acasă. Vă iubesc și vă mulțumesc, vă salut! Podul Brooklyn a fost inaugurat în anul 1883 pentru că inginerii Roebling, tată și fiu, s-au încăpățânat să-și pună planurile în practică. Un groaznic accident pe șantierul podului îl ucide pe John și îl lasă paralizat pe fiul său. În ciuda dizabilității dobândite, Washington a dezvoltat un sistem de comunicare cu soția sa. Timp de 13 ani a schițat în palmă, cu un singur deget, instrucțiunile inginerești. Am ajuns și în Times Square, denumită și intersecția Mapa Mondului, sau locul în care toate drumurile se întâlnesc. Times Square este considerată cea mai aglomerată pietonală din lume. A devenit punctul de referință în ceea ce privește distracția, moda, arta dramatică sau publicitatea. Înainte de anul 1904, piața era locul unde funcționau firme de căruțe sau trăsuri, firme care vindeau sau închiriau cai. După construcția noului sediu New York Times, istoria acestui loc s-a schimbat radical. Cele mai importante zone din Times Square sunt astăzi V-ul Nordic, scara roșie din sticlă pe care urcă milioane de turiști, sau vechiul tur Times, care este îmbrăcat cu imense reclame luminoase. Este 2 decembrie, ziua în care echipa, fără prejudecăți, ajunge la sediul ONU. Mihai Arsenie, colegul nostru, reporter TVR Cluj, va primi premiul oferit de către Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Dizabilități din Brazilia, gazda evenimentului. Pe lângă ceremonia de acordare a acestei distincții, avem șansa de a participa la toate evenimentele planificate de către Organizația Națiunilor Unite cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități. După un drum lung și plin de peripeții, fără prejudecăți, a ajuns la ONU. Alături de mine, reporterul emisiunii Fără Prejudecăți, unul dintre reporterii emisiunii Fără Prejudecăți, Mihai Arsenie. Mihai, cum te simți? Mă simt onorat să fiu alături de tine, brav, 3 prieteni ai mei. Sunt onorat să fiu pentru prima dată la sediul ONU aici din New York. Este o zi minunată și vă așteptăm cu Raluca și Bogdan să fie fericiți acolo unde sunt și să fim bucuroși unde suntem. Urmează să participăm, Mihai, la o ceremonie foarte importantă. Așa este, sunt onorat să am acest premiu, deoarece prin acest premiu suntem onorifici în fața poporului nostru.
Doamnelor, domnilor, emisiunea Fără Prejudecăți primește astăzi un premiu important. Este vorba despre recunoașterea muncii noastre la cel mai înalt nivel. Este vorba despre un premiu pentru integrare în muncă a persoanelor cu dizabilități. Astăzi, la sediu ONU, este o întreagă zi dedicată activității și serviciilor pentru persoane cu nevoi speciale. Pe lângă această ceremonie oficială de recunoaștere a meritelor pe care noi, la Fără Prejudecăți, le-am făcut, sunt o serie de evenimente dedicate Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, inclusiv aniversarea a 10 ani de la implementarea Convenției Drepturilor acestor persoane. Până la urmă, vrem să vă spunem că acest premiu, de fapt, ne și obligă foarte mult, este o mare responsabilitate, aceea de a duce mai departe mesajul de la ONU, care schimbă cumva paradigma, modul în care persoanele cu nevoi speciale sunt văzute în societate, anume în termen de drepturi și servicii pe care fiecare stat are obligația să le înființeze și să le implementeze pentru a crește calitatea vieții acestor persoane. Am intrat în sediu ONU și primul lucru pe care l-am remarcat a fost o expoziție vie. Oameni care spun o poveste fără să vorbească cu tine, oameni care îți arată că vulnerabilitatea este de fapt un infinit curaj, oameni fără prejudecăți care te acceptă imediat și care te invită să îi accepți imediat fără prejudecăți. What is going on here? Okay, so this is called On Display Global. Ce eveniment are loc aici? Evenimentul se numește un display global. Este o reprezentație prin care creăm un mediu cât mai natural pentru a ne privi unii pe alții. Un loc în care toți acești oameni să se simtă confortabil și să aibă libertatea fie de a ține ochii deschiși și a-i vedea pe cei care îi privesc, fie de a închide ochii și de a nu se uita la cei care îi privesc. Astfel se creează un mediu în care oamenii pot fi priviți, un mediu în care privitorul ajunge să fie privit, iar persoana privită devine privitorul. Acest eveniment are loc simultan în întreaga lume de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. And we are doing this all over the world for International Day of Persons with Disabilities. Anul trecut, evenimentul s-a desfășurat în două locuri, în New York și într-un oraș din Australia, iar anul acesta se desfășoară în 25 de orașe din întreaga lume, unde au loc reprezentații foarte similare cu cea pe care o vedeți. Cu 10 ani în urmă, pe data de 2 decembrie 2006, a intrat în vigoare Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Acest document reprezintă punctul central în stabilirea strategiilor de incluziune, participare și autoreprezentare a acestor persoane. Convenția ONU vorbește despre acces la educație, justiție sau sănătate, despre dreptul la viață independentă, participare în societate sau ocupare pe piața muncii. România a ratificat acest act în anul 2010. Cu toate astea, multe dintre drepturile persoanelor cu dizabilități nu sunt în prezent respectate, iar serviciile integrate în comunitate sunt insuficiente sau lipsesc cu desăvârșire. Vladimir, thank you very much for offering us this interview. We are here at the United Vladimir, îți mulțumesc mult că mi-acorzi acest interviu. Ne aflăm aici la sediul Națiunilor Unite, aniversând 10 ani de la nașterea Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Cum au trecut acești 10 ani din perspectiva Convenției și cum crezi că a schimbat aceasta viețile persoanelor cu dizabilități? Yes, thank you very much. It passed very quickly. That is first of all. Secondly, I think that we achieved a lot. Mulțumesc și eu. În primul rând, acești 10 ani au trecut foarte repede. În al doilea rând, cred că am realizat foarte multe. 169 de țări au ratificat convenția, multe țări au schimbat legislația, o serie de noi programe au fost adoptate, viețile acestor oameni chiar s-au schimbat. De exemplu, multe țări au introdus servicii de asistență personală, au schimbat legislația cu privire la vot, au fost amendate chiar constituții ca rezultat al convenției. S-au realizat
realizat deosebit de multe lucruri, dar suntem încă foarte, foarte departe de a ne atinge scopul. Sunt încă mulți oameni care nu simt această schimbare. Sunt foarte multe persoane cu dizabilități în ambele emisfere ale globului care nu sărbătoresc această zi, pur și simplu pentru că prejudecățile sunt prea puternice, iar barierele prea rezistente. De această convenție încă nu beneficiază toți, în special cei cu dizabilități psihosociale, cei cu dizabilități intelectuale sau cei cu surdocecitate, care sunt cei mai marginalizați. E nevoie să facem mult, mult mai mult. În multe țări sunt mulți oameni care cred că această schimbare de paradigmă, pentru că este o schimbare de paradigmă, nu mai vorbim de modelul medical, ci despre drepturile persoanelor cu dizabilități. În continuare sunt mulți care cred că drepturile persoanelor cu dizabilități înseamnă doar accesibilitate fizică. Însă aici vorbim despre acces la educație, acces la justiție, viață independentă. Aceste concepte sunt pentru unii doar niște termeni. That for some of the people are just simply words. Yes, it is true. It is true. In many communities, when we think about. Da, este într-adevăr foarte adevărat. În multe comunități, când ne gândim să facem ceva pentru persoanele cu dizabilități, ne gândim să construim o rampă pentru ca elevii în scaun rulant să poată merge la școală. E nevoie de o abordare mult mai comprehensivă. Convenția este o datorie pe care o avem de îndeplinit. Toate drepturile omului pentru toate persoanele cu dizabilități. Acesta este unul din principiile de bază ale convenției. We cannot forget those that are Nu putem să-i uităm pe cei la care e greu de ajuns. Nu putem dezvolta programe de succes care vizează doar persoanele cu dizabilități vizuale și locomotorii și să uităm de restul. E nevoie ca aceste programe să fie realmente incluzive. Și e ușor să fie uitați pentru că e foarte greu să te gândești la toate accesibilizările de care e nevoie, la toate programele și modalitățile de sprijin specifice necesare. Dar odată ce s-a realizat acest lucru, va deveni un sistem, un mecanism și devine o normă. Dacă avem, de exemplu, ședință, e nevoie de subtitrare, de interpretare în limbajul semnelor. Prima dată e mai greu până găsești oamenii care să facă asta, cum se desfășoară procesul, cât costă. A doua oară însă devine deja normă. First time it's difficult to find people to do that, how we will do that, how much does it cost. Second time it will be norm. You're coming from Serbia, from Belgrade, which is really close to Romania. So we assume tu ești din Serbia, de la Belgrad, care e foarte aproape de România, deci presupun că situația e relativ similară în acest domeniu. Cred că cel mai puternic mesaj pe care l-ai transmis poate fi rezumat, să spunem așa, prin nimic despre noi fără noi. Yes, I mean that is a motto of the CRPD. That is in the heart of CRPD. Da, acesta este motoul convenției, acesta este spiritul convenției. Noi credem că dacă persoanele cu dizabilități nu sunt prezente la masa deciziilor atunci când se iau decizii cu privire la acestea, într-un fel sau altul are loc o discriminare. Nu e vorba că oamenii ar fi răi sau că nu vor să facă, ci pur și simplu e vorba despre faptul că nu știu, că uită. De aceea e nevoie ca noi să fim prezenți la masa deciziilor pentru a ajuta guvernul, pentru a ajuta pe cei care dezvoltă și implementează programe și politici, pentru a ne asigura că toate persoanele cu dizabilități vor fi incluse. Autoritățile publice din România nu au prezentat un punct de vedere la această întâlnire globală. Alături de echipa TVR, Mădălina Turza, președinte al Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, a fost singurul reprezentant al societății civile din țara noastră la acest eveniment. Stevie Wonder a prezentat publicului puterea exemplului personal. Aș dori să transmit sincere mulțumiri președintelui Adunării Generale pentru invitație, dar și pentru că a organizat acest eveniment deosebit de important. Importanța convenției nu poate fi subliniată îndeajuns. E un reper important care ne amintește că persoanele cu dizabilități nu sunt uitate, că persoanele cu dizabilități nu fac obiectul milei, ci sunt membri deplini și egali în societate. We have seen that when empowered and enabled,
Am văzut că atunci când persoanelor cu dizabilități sau persoanelor care au altfel de abilități li se oferă puterea de decizie și mijloacele necesare, acestea pot aduce o contribuție semnificativă societății în care trăiesc. Eu sunt un exemplu de persoană cu abilități diferite și totuși mi-am depășit condiția într-un mod incredibil. Imaginați-vă cum ar fi dacă și altora ca mine li s-ar oferi șansa de a funcționa la potențialul lor maxim. Lumea ar fi un loc mult mai bun. Ceremonia de acordare a premiului Modele de Bune Practici în Integrarea în Muncă a Persoanelor cu Dizabilități, primit de echipa TVR Cluj, a fost găzduită de către Lina Mara Rizo Batistela, secretar de stat pentru drepturile persoanelor cu dizabilități din Brazilia. Prin această distinție, misiunea Fără Prejudecăți a fost recunoscută public ca inițiativă de succes, ca exemplu de incluziune în muncă a persoanelor cu dizabilități și devine astfel un punct de referință pentru alte companii și organizații la nivel mondial. Alături de TVR Cluj, printre organizațiile nominalizate s-au numărat și Accenture, Banco de Brazil, Caterpillar sau IBM. Raluca Mihai și Bogdan muncesc la TVR Cluj cu mândrie, profesionalism și pasiune. Au refuzat să se mulțumească cu mai puțin, iar dorința lor este aceea de a produce o schimbare importantă în România, prin vizibilitate și autoreprezentare. Ei sunt dovada vie că drepturile persoanelor cu dizabilități sunt drepturile omului. Ei militează pentru o viață trăită cu respect și demnitate. Terminal de autoatendimento. O acesso à agência é muito rápido, é muito prático. E eu sou como qualquer pessoa aqui dentro do Banco do Brasil. Eu gosto de trabalhar na Caterpillar. Aqui tem acessibilidade. Fundação Takal é uma organização sem fins de lucro que capacita. TVR Cluj, A Angel. Thank you very much. This is an incredible thing from Romania. Can you tell us a few words about this? Ne puteți spune câteva cuvinte despre această ceremonie de decernare? Special day for us. Astăzi e o zi specială pentru noi. De ce? Pentru că am dovedit în această sesiune plenară că este posibil ca persoanele cu dizabilități să dețină posturi importante în companii. Now we have another compromise. Acum ne-am mai luat un angajament. După această după-amiază e nevoie să facem pasul următor. Care este acesta? Împreună putem schimba lumea. Asta e ideea și pentru a realiza asta nu trebuie să-l vedem doar ca pe un proiect social. E un proiect economic. E vorba de mai multă creativitate, mai multe posibilități pe piața muncii. Is an economic project. More creativity, more possibilities. Aceasta este ideea din spate. O mai bună productivitate, rezultate mai bune și mai multe persoane cu dizabilități în diverse locuri de muncă. And more people with disability in all parts of the world. Mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc. Ceremonia de acordare a premiilor pentru modelele de bune practici din cadrul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități sărbate la ONU tocmai s-a încheiat, iar Mihai cu mare mândrie ține premiul pe care emisiunea Fără Prejudecăți de la TVR Cluj l-a obținut. Mihai, cum te simți acum când ai acest premiu? Sunt fericit și onorat să fiu împreună cu voi. Simt foarte bine că am acest premiu.
îi dedic lui Raluca și lui Bogdan și întregilor echipe care e acum la Națiunile Unite și sunt bucuros că v-am pe voi. A fost o călătorie pe care noi am făcut-o peste ocean ca să ajungem aici la New York. A fost obositor, a fost greu, ne-am prins și ploaia pe aici, dar putem să le spunem celor care ne urmăresc acum că a meritat. Iată munca voastră, așa cum spuneai și tu, pomeneai puțin mai devreme, și de Raluca și de Bogdan, care ne așteaptă acasă să ne bucurăm împreună de acest premiu. Este un premiu de echipă pentru o muncă în echipă. Cum te simți în echipa fără prejudecăți? Mă simt minunat alături de voi și vrem ca în continuare să fim bucuroși, fericiți și să avem lucruri bine făcut. Totul a decurs minunat, doamnelor, domnilor, dovadă stă și acest premiu oferit echipei fără prejudecăți de la TVR Cluj, repet, pentru un extraordinar model de integrare în muncă a persoanelor cu dizabilități. Mihai, călătoria noastră la New York se apropie de sfârșit, ne ducem acasă bucuroși, ne ducem cu acest premiu. Doamnelor, domnilor, a fost un parcurs greu, a fost un parcurs obositor aici în Statele Unite, dar, repet, a meritat. Vă mulțumim tuturor pentru susținere. Silviu m-a sunat anul trecut, înainte de perioada Paștelui, spunându-mi că a auzit de noi și că ar dori să plece de acolo, că este tânăr, că are 21 de ani, că vrea să facă ceva cu viața lui, că acolo nu face nimic și simte că se irosește. Și am zis, ok, hai să vedem ce putem face, că trebuie să facem instituțional, nu poți așa pur și simplu să vii. Am contactat legea STC, Teleorman, au mers bine lucrurile până la un anumit punct. După care, conducerea instituției de la acea vreme a fost schimbată și a fost foarte dificil pentru mine să mai am cu cine dialoga. Adică m-am lovit ca de un zid, am trimis e-mail, am sunat, nu mi s-a mai răspuns la telefon, nu mi s-a răspuns la adresele pe care le-am înaintat. Au început lucrurile să se miște de când CRJ-ul a intrat, așa ca să spun, în problemă. Aici este living-ul. Aici stăm la televizor. Acolo e dormitorul lui. Și cine va mai sta aici? Silviu. Aici este un loc liber împreună cu Florin. Ei deja puțin se cunosc de la vizitele anterioare lui Silviu. Și au convenit, ei mai discută chiar pe Facebook. Da? Au creat o mică relație în timpul acesta. Și cumva a venit natural să se mute împreună, având interese comune. Cum așa s-a decis? Florin deja a luat această inițiativă, că vine colegul, i-a pregătit așa, și în dulapul la fel, i-a pregătit locul lui. Silviu, urmarea vizitei mele la Teleorman, l-am învoit și a petrecut 3 zile în serviciile PROAC, pentru că i-am spus, ok, Silviu, tu-ți dorești să vii, dar tu-ți dorești să vii undeva, cred că e mai mult dorința ta de a evada de aici, pentru că tu nu știi în mod real unde-ți dorești să vii. La noi oamenii au responsabilități, nu au numai drepturi. Trebuie să muncească. Tu îți vei găti, tu îți vei face curat, tu îți vei spăla lucrurile cu suport până înveți să faci singur toate aceste lucruri și trebuie să înțelegi că e diferit față de ceea ce ai fost tu obișnuit în instituție. A venit, a petrecut 3 zile și
mai mult și-a dorit să vină. Nu că vreau, că-mi doresc. Deci atunci, cumva, în cunoștință de cauză, a decis. Și suntem la momentul acesta, deci în care așteptăm într-o etapă administrativă suntem, pentru că în sfârșit să-l putem vota pe Silviu. Deci, Josipe, ce o avea o culpă foarte mare aici, ei nerăspunzând la 3 cereri de transfer din anii trecuți, pur și simplu nu au răspuns. Și când în sfârșit s-au decis să răspundă și să dea curs acestei cereri în urma intervenției noastre, în continuare se comportă de parcă noi am fi greșit cu ceva sau am fi ostil sau am fi inamicilor. După ce ni s-a spus că orică nu se știe, orică toate lucrurile sunt în ordine, acum aflăm că transferul s-a mai amânat încă 2 luni până în 1 octombrie. E totul psihologic. Acest domn încearcă de mult timp să dea transfere. Nu i s-a răspuns la cereri. În sfârșit, vii și îi spui da, se rezolvă, îi dai speranță. După ce știi că lucrul ăsta înseamnă tot pentru persoana respectivă, pentru că da, chiar înseamnă la momentul ăsta, este singurul lucru pe care îl urmărește, numai la asta se gândește beneficiar. Și în condițiile astea, vii și cu o amânare negândindu-te și o amânare atât de mare de 2 luni după ce oricum ai amânat în cornă, după ce oricum ai dus așa cu vorba foarte mult timp. Da, mi se pare că e o lipsă completă de empatie să nu te gândești încă 2 luni pentru persoana respectivă care în fiecare zi, în fiecare minut, într-o zi lungă petrecută într-un centru din care nu prea iese, că tot timpul doar la asta se gândește. Hai că plec pe 1 august, hai că plec pe 1 septembrie. Domnii directori m-au pus foarte mult pe așteptări. Foarte mult pe așteptări, a fi trebuit să am răbdare. Dădeam telefoane, ziceam că totul va fi bine. Mi se puneau piedici, mi se zicea din start cu cine te-ai pucat să vorbești, cu fundații. Conducerea zilei s-a speriat. Păi cu ce faci cu fundația? Înțeleg că se face că nu au bani și că pentru acest transfer și că așteaptă rectificarea bugetară pentru care se face în octombrie pentru a avea fonduri. Nu-i poate fi opus acelei persoane lipsa tocmai acum de niște fonduri care nu sunt extrem de mari, sunt în jur de 2500-3000 lei pe lună. Sunt foarte mulți oameni care nu au știut că vota în centre rezidențiale așa cum există acestea. Acum, de fapt, teoretic nimeni n-ar avea ce să caute într-un centru rezidențial. Teoretic, fiecare persoană ar putea să stea în comunitate cu asistența oferită în comunitate și mai mult asta suntem obligați să facem în urma ratificării Convenției 1. Știu cum e să fii al statului, știu cum e să nu ai pe nimeni și să te îngroape. Hai, mana, ai 25 de ani, ești tânăr. Ai 35 de ani, ești tinerel. Ai 45 de ani, ești bătrân, se duc anii și îți vine vremea în care o să mori. Și îți vine vremea în care o să mori. Și cine vine la tine? Nimeni. Te mori la pe stat. De asta am recurs la ajutorul multora să mă ajute, pentru că trebuia cu gândul că acolo o să mor, că acolo o să mă îngura pe statul. Obiceiurile, persoanele, locația, toate astea îi dau un grad de securitate și confort. Oricât de bine ar fi la proact, până cu adevărat să-i fie bine, el va trece printr-o perioadă dificilă. Este ca și cum persoanele își neagă toată viața lor de până atunci. Așa cum a fost în instituția, aceea a fost viața ei. Rea, urâtă, cu lipsuri, dar a fost viața lor. Și atunci ei cumva se aruncă într-o viață nouă și pendulează între aceste două luni până încep să prindă rădăcini în noua lume. Ce zice, mă? El să fie colegul tău de cameră. Eu, da. Și? Cum a parcurs drumul? Bine. Hai să stai în cameră. Hai. Vreți să vezi? Ha. Da. Hai, dacă vreți să vezi. Aici. Da. Acolo este. Acolo. Aici. El a fixat. Bine.
Bă. Pe Florinea, asta e că fădă fela ta, mă. Păi da, vezi, că știi? Pe el a făcut-o viață cu mine. Îți place? E vorba de o trezire, de fapt, pentru că în instituție sunt într-o adormire continuă, cei mai mulți sunt sedați, nu fac absolut nimic, viața este searbădă și foarte simplă. De la momentul trezirii, în care își iau medicamentele, mănâncă, se odihnesc, vine prânzul și au medicamentele, mănâncă, se odihnesc, vine seara și au medicamentele, mănâncă și se odihnesc. Asta nu prea e viață. Meritat. Ți-e dor de ceva din Oltenia? De orice? Să vă spun sincer, numai când aud despre acel loc, n-aș mai vrea să mă întorc. Cu ce ți-a fost greu să te adaptezi aici? Tu trebuie să-ți faci treaba aici, tu trebuie să gătești, trebuie să te gospodărești. Eu hainele mi le-am spălat ieri la mână, fiindcă nu totdeauna trebuie să bagi la mașina de spălat. Și la Olteni cine ți le spăla? O doamnă, spălătoreasă, doamnă Rodica. Și te-ai obișnuit cu asta, să ai grijă singur de lucrurile tale și de... Dar asta îmi doream. Eu când eram la Olteni, nu suportam să aibă altcineva grijă de mine sau ce trebuie să fac. I-am spus doamna doctor, psihiatru, trandafir, i-am spus că am avut gânduri suicidale și că dacă... lucrurile astea spusesem de frică, fiindcă îmi era frică așa și spusesem că dacă m-aș întoarce înapoi, m-aș sinucide. Instituționalizarea, indiferent de justificare, este o limitare a libertății. Din start, asta este o mare problemă. Pentru că nu întâmplător aceste instituții, deși multe dintre ele s-au revoltat, sunt numite instituții privative de libertate. Deci este o limitare a libertății și ești acolo din rațiuni medicale pentru tine, pentru a fi mai bine. Ești privat de libertate, dar condițiile reale de viață din acea instituție nici de cum că nu sunt compensatorii sau să îți creezi un microunivers de funcționare. Mergem de la condiții care, da, uneori, în mod excepțional, pot să fie minunate, sunt excepții, până la inimaginabile. La propriu inimaginabil, adică dacă eu te-aș întreba, ai putea să-ți imaginezi cum este într-un spital de psihiatrie? Sau cum ar putea fi? Ai putea să-ți imaginezi cum este într-un centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică? Ei, acea persoană n-ar putea să-și imagineze cât de jos și cât de grav și cât de urât și uneori grotesc poate să fie. Real nu poți să-ți imaginezi. Monitorizând în toți anii ăștia, nu? Aproape 10 ani de când avem Convenția 1, câte persoane cu dizabilități mentale au ieșit din sistem, la un calcul matematic a reieșit că, de fapt, într-o proporție covârșitoare, cred că undeva peste 90%, cei care au ieșit din sistem au ieșit atunci când au murit. Și atunci a rămas întrebarea, de ce persoanele cu dizabilități aflate în instituții, nu reușesc să-și ceară aceste drepturi. Și în contextul ăsta, pentru că primeam telefoane, scrisori la CRJ de la persoane cu dizabilități, repet, în comunitate, am scris tuturor DGASPC-urilor, direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului din România, întrebându-le dacă doresc, dacă au nevoie de aceste servicii. E bine, toate DGASPC-urile care ne-au răspuns, ne-au răspuns că n-au nevoie. Nu e nevoie, nu avem nevoie. Oamenii noștri cu dizabilități primesc suficiente informații juridice. Nu există nicăieri în lege o obligație a statului de a furniza către aceste persoane, fie din comunitate care au dizabilități, fie din centre, aici este și mai rău, servicii de asistență și, dacă e nevoie, de instanță de reprezentare. În mediul avocațiar nu există o cultură ca în Occident a practicii pro bono. Adică mă duc din când în când și fac un bine, și asta e o problemă și de bine propriu, de mulțumire de sine, dar e o chestie de prestigiu a profesiei, să mă duc să fac
activitate pro bono pentru persoane care nu-și permit lucrul ăsta. Statul român nu e diferit acum foarte mult de cel dinainte de 89. Ți-am pus ceva pe masă, ai unde să dormi, adică statutul ăla de asistat social și eventual medical. Nu s-a făcut switch-ul, nu înțeleg. Degeaba au ratificat convenții. Am fost împinși de Uniunea Europeană, de integrare și așa mai departe, să facem tot felul de lucruri. Și le-am făcut, dar nu le înțelegem. Spitalul de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Săpoca este cel mai mare spital de acest gen din țară. Strict pe măsuri de siguranță avem 305 paturi. 300 pentru persoanele cu tulburări psihice adulte și 5 pentru persoanele minore. Prin fișa postului, eu nu pot să reprezint un pacient, o persoană internată la noi în spital, în instanță. De regulă, pacienții care se află la noi în executarea măsurii de siguranță a internării medicale, încercăm cu eforturi suplimentare și eforturi din partea spitalului să-i prezentăm la instanță, să le asigurăm dreptul la apărare. În procesele penale se asigură un avocat din oficiu. De multe ori, poate aceste persoane au venit la mine și au spus că da, li s-a asigurat un avocat din oficiu. Nu a avut timp să stea de vorbă cu avocatul în fața instanței. Nu cunoaște problema lui cu adevărat. Și atunci este mai mult o chestiune formală. Eu la Buzău, deși am solicitat sprijinul unor avocați, nu prea sunt interesați. Avocații vor onorarii. Sunt și bolnavi care dispun de pensii, banii, strâng banii, dar nu prea... A venit ideea asta a clinicii juridice mobile, în sensul în care echipe formate din avocați, juriști, psihologi ar putea să meargă în instituții, adică acolo unde se află persoanele cu dizabilități mentale, și să le explice pe înțelesul lor și să le dea acele instrumente, în sensul nu de o cerere, un formular, chiar și un telefon, să-i pună în contact cu organizații care furnizează servicii în comunitate, în ideea în care să le faciliteze ieșirea din instituție. Evident, ținând cont de dorințele și preferințele acestora. Ne-am raportat mai apoi la experiența pe care am văzut-o în Statele Unite. So it's NILEG's Mobile Legal Help Center. We provide free civil legal services to people in the community that have legal issues. We started approximately 5 years ago when it was somebody decided that we needed to be able to get out into the community, that there is a lot of people that don't know legal services exist or they don't have the ability to get to the legal services offices, whether they have mobility issues and aren't able to travel, or they have children and they, you know, it's expensive to get onto the subway. We work with a lot of different community-based organizations throughout the city and Long Island and Westchester. And so we will go to their organizations, park outside. They will tell their clients that we're going to be there. So they'll sign up their clients for different slots, different appointments, and so we can meet with their clients. We're able to park outside of court so that clients that don't have attorneys can come on and at least get some advice from us, if not representation. We're able to have clients get orders of protection from the van. So clients can come on to the van, we can do an intake with them, and then we're able to write up the petition, and then we send the petition to the court, and the court will docket the case, and then we're able to appear via video conference with a client, and then the judge is on the other end of the video conference, and we could have our case that way. Thousands of clients that we have been able to help on a yearly basis. And we have, you know, different volunteers coming every day. So we're out at least five days a week, and we have 4 volunteers on every day. Access to justice is actually the core to the realization of fundamental human rights. If you have no access to justice, how can you expect to exercise your fundamental rights? And unfortunately, the difficult legacy of discrimination of people with mental health problems or intellectual disabilities is the system which denies them the legal capacity in the society.
vorbim de dreptul de a nu fi supus la rele tratamente, dreptul de a nu fi abuzat. Într-un sens mai larg, oricine se va uita pe rapoartele de pe site-ul CRJ, întocmite în urma vizitelor de monitorizare pe care le-am efectuat în trecut, o să vadă că aproape în fiecare caz, în fiecare centru, există una sau mai multe forme de rele tratamente sau abuzuri, că vorbim de bătăi pe care le aplică personalul angajaților, că vorbim de contenționare, adică contenționarea fizică, legare, imobilizare, care conform legii se poate face în anumite condiții foarte stricte pentru o durată redusă și așa mai departe. În centre de multe ori se practică complet abuziv, sunt oamenii legați, lăsați cu ore întregi, legați cu lanțuri sau alte materiale necorespunzătoare. Sunt bătăi, sunt agresiuni sexuale, sunt abuzuri psihologice. A început în ianuarie, când ne-au dat mesaje mai mulți angajați de acolo, de la Măciuca. Și probabil când au prins oamenii puțină încredere în noi, ne-au trimis fotografiile, care au fost ceva horror, adică nu mă gândeam să văd așa ceva. Am hotărât să mergem până acolo. Ne-au ținut vreo 20 de minute la intrare până am reușit să intrăm în incintă sub pretextul că domnul Smărândoiu în pauza de masă. I-am arătat pozele, a recunoscut din prima că da, sunt bolnavii noștri, adică nu a încercat, nu știu, să vireze, doar că ceea ce susținea el, domne, sunt niște angajați care îmi sunt potrivnici și vor să scape de mine și au regizat. Au făcut pentru poze, au făcut foarte multe poze pentru că spun și ceilalți angajați care... A, deci asta ziceți prin trucat, nu că da. au photoshopat ei pozele. L-au dezbrăcat, l-au pus, l-au legat, l-au fotografiat. Asta s-a întâmplat la noapte. Am fost și înăuntru, bineînțeles, totul era în ordine, cât un angajat la fiecare ușă. După care a mai venit informația că cei bolnavi au lucrat la casa managerului. Sub pretextul că, mă rog, vorbisem deja asta cu el, au bilet de trimitere. Adică el folosea schizofrenici să-i facă gardul și să-i zugrăvească casa. Plata era în țigări. Dom'le, că oamenii îmi cer țigări, că îmi fac și eu o pomană cu ei, le dau țigări și ei se bucură. S-a autosesizat avocatul poporului, s-a pornit un dosar penal, pe care la câteva luni s-a întors totul la loc. Cazul a fost clasat de către procurorii de la Vâlcea pentru că ei n-au constatat nimic la vizitele lor acolo, adică practic n-a mai contat nimic din ce fusese filmat, pozat de către angajați, a fost șters cu buretele, doar pentru că erau patru noi, probabil. Deci, practic, toată lumea s-a spălat frumos pe mâini și s-a pus lăcățelul și nimeni n-a mai putut să intre la Măciuc, iar situația a rămas la fel. Unul dintre protagoniștii fotografiilor de atunci, da, deci era băiatul dezbrăcat, care apărea mereu legat absolut în toate ipostazele, și în baie, și în foișorul de afară și în pat, deci peste tot era legat, deci nu poți să zici că era doar, nu știu, a fost o situație izolată. Era clar că s-a întâmplat de mai multe ori. Ei bine, el a murit acum, la 23 de ani și, din ce înțeleg eu, mă rog, clar, a fost vorba de afecțiuni pulmonare. Deci avem încă un drept care este încălcat pentru 10.000 de persoane. Dreptul la sănătate, pentru că serviciile medicale sunt precare în majoritatea cazurilor. Doamna, în mod foarte coerent și omenește, pur și simplu a plâns și a spus: domnule, nu găsesc pe cine să semneze, domnule, să-mi fac și mie operația aia. Deci nu găsesc pe cine să semneze, adică la nivelul la care aproape că tentația era să o iei de mână și să spui: bun, vin eu și semnez. E atât de absurd. Situația pe scurt este că are o problemă medicală care necesită o intervenție chirurgicală. Dar având în vedere statutul ei juridic, medicul a refuzat această intervenție fără ca cineva să semneze pentru această persoană. Situația a trenat de câțiva ani de zile. Femeia aceasta a rugat în stânga și în dreapta, parcă ceva rude, dar în orice caz inclusiv pe șeful de centru, să semneze pentru ea și în numele ei că poate să beneficieze de acea intervenție chirurgicală, iar acest lucru nu a fost posibil. Cazul este simbolic. În primul rând, el arată absolut limpede o încălcare
nu pot să-i spun gravă, ci completă, a dreptului la cele mai bune tratamente medicale, a dreptului la servicii medicale și a dreptului la viață până la urmă. Pentru că, fiind vorba despre necesitatea unei intervenții chirurgicale care este amânată din motive exclusiv legislativ, birocratice, juridice, asta înseamnă să periclitezi viața acelei persoane. Un alt motiv pentru care este simbolic, pentru starea pe care noi am identificat-o la momentul vizitei. Adică asta era situația. Dom'le, n-avem ce să facem. Noi întotdeauna ne întrebăm, bun, dar dacă ar fi fost vorba despre dumneavoastră, dacă era vorba de unul dintre noi, tot așa ar fi trecut ani. Lasă că poate găsim o soluție, lasă că poate mai căutăm. Păi probabil că nu. Adică am fi simțit cu totul altfel urgența. Și într-un fel sau altul, acea soluție ar fi fost identificată. Această lăsare în amânare, care are legătură cu anumite, nu doar mentalități, ci din păcate, stereotipii comportamentale, atitudinale, intrainstituționale. Adică, spre exemplu, un aspect foarte evident, observat, înțeles, chiar surprins de noi, este faptul că lipsa de reprezentare a acestor persoane, lipsa de rețea socială care să îi sprijine, face ca ei să alunece într-un cont de umbră foarte întunecat al societății. Ca efect, înseamnă că persoanele instituționalizate, mai ales persoane cu dizabilități intelectuale sau psihice instituționalizate, devin irelevante. Ele nu pot să reacționeze în numele lor. Dacă reacționează, funcționează povestea cu discreditarea, nu dispun de instrumente pentru a reacționa, iar în numele lor nu reacționează nimeni. Ideea care se menține în convenție și ceea ce trebuie să facă România, și am încercat să facem noi și cu experții din Clinica Juridică Mobilă, a fost tocmai de a ajuta să dăm persoanelor cu dizabilități acele informații de care au nevoie pentru a lua o decizie. Însă, e foarte greu să faci asta pentru persoane care au stat 10, 20, 30, 40, 50 de ani închise. Deci nu au contact, nu avem același limbaj, n-au ieșit, în cel mai bun caz au ieșit la biserica din sat. Dar trebuie să-i explici cum e autobuzul, cum se poate urca într-un taxi, ce trebuie să facă dacă este abuzat. Am făcut vizita de monitorizare. Cum am intrat? Am intrat pe geam, pe ușă, unor cu protocol, altor fără protocol. Am reușit să încheiem un protocol, mai ales ca urmare a ratificării convenției pentru persoanele cu dizabilități, și am încheiat un protocol cu Ministerul Muncii. Noi fiind în baza convenției, în articol 33 aliniatul 3, societate civilă care monitorizează drepturile persoanelor cu dizabilități. Cred că protocolul l-am semnat undeva în 2013, dacă nu mă înșel, și am avut surpriza desăvârșită ca după 13 ani de monitorizări, acum să ne fie reziliat unilateral protocolul. Cu alte cuvinte, din această perspectivă a mentalității și a felului în care sunt privite ONG-urile de drepturile omului, sunt convinsă că societatea românească este în regres. Ați urmărit, doamnelor, domnilor, două filme interesante, am putea spune printre cele mai bune pe care le-am văzut la Fără Prejudecăți, filmul Călătoriei noastre, Statele Unite ale Americii, cu ocazia premiului pe care emisiunea noastră l-a primit de la Organizația Națiunilor Unite, iar în cea de-a doua parte este vorba despre filmul care arată viața persoanelor cu dizabilități care trăiesc în instituțiile rezidențiale ale statului. În curând, la Fără Prejudecăți, în edițiile pe care le-am planificat în acest an, 2019, o să vă prezentăm și alte reportaje care prezintă realizări ale unor persoane extraordinare, mulți dintre aceștia fiind persoane de succes care au o contribuție esențială în comunitate. Rămâneți cu noi, sunt Ovidiu Damian, ne revedem săptămâna viitoare!